Bună ziua, prieteni! Bine v-am regăsit la rubrica Viețile Sfinților. Astăzi, 26 martie, vom vorbi despre viața sfinților mucenici, Muntanus, preotul și a soției sale, Maxima. Edictele de persecutare a creștinilor de la începutul veacului al IV-lea prevedeau dărâmarea locașurilor lor de cult, interzicerea adunărilor, arderea cărților sfinte și distrugerea arhivelor, pierderea averii și funcțiilor de stat pe care le deținuseră credincioșii, exilul și pedepsirea aspra a clericilor care nu apostiază de la credința în Hristos. Al patrulea edict de persecuție din ianuarie-februarie 304, smuls lui Diocletian de Maximian Galeriu, era și mai aspru decât cele trei publicate mai înainte, căci el limita edictul împăratului Deciu din 249, acela care declarase război general creștinismului, până la nimicirea lui totală. Prevederile de mai sus s-au aplicat cu cea mai mare strictețe în părțile răsăritene și în provinciile dunărene ale Imperiului Roman, unde domneau Diocletian cu reședința la Nicomedia în provincia Bitinia și ginerele său Galeriu, care și avea reședința la Sirmium, azi Mitrovița în Serbia, în provincia romană Panonia Inferior. De aceea, numeroși creștini și clerici au căzut martiri în greaua prigoană deslănțuită de către cei doi împărați. Măsurile de persecuție ale celor patru edicte s-au aplicat în cetatea Singidunum, azi Belgrad, așezată pe Dunăre, în provincia amintită, locuită atunci de strămoșii noștri daco-romani. Astfel, la 26 martie 304, a pătimit pentru credința în Domnul Hristos preotul daco-roman Muntanus și soția sa Maxima. Martiriul lor s-a petrecut astfel. Văzând preotul Muntanus că mai marele cetății, Singidunum, face începutul prigonirii slujitorilor lui Hristos și a adus aminte de cuvintele Domnului care a spus: iar când vă vor urmări în cetatea aceasta, fugiți în cealaltă. Matei 10:22. El a plecat deci din Singidunum în Sirmium, reședința prefecturii în care locuia, unde l-au prins prigonitorii și l-au adus în fața lui Probus, guvernatorul Panoniei Inferior. Iar acesta, stând pe scaunul de judecată, a început cercetarea preotului Muntanus, întrebându-l cum se numește, dacă este creștin și ce îndeletnicire are. Slujitorul altarului a răspuns cu curaj că este creștin și preot al Bisericii lui Hristos din Singidunum. Probus l-a îndemnat să se supună poruncilor împăraților să aducă jertfă zeilor. Preotul Muntanus a răspuns astfel: cine cinstește pe zei și nu pe Dumnezeu va fi smuls din rădăcină. Guvernatorul insistă în continuare: împărații preîndurători au poruncit ori să aduci jertfe, ori să fii pus la chinuri. Fiind silent să aleagă între călcarea legilor sfinte și schingiuire, slujitorul Domnului a mărturisit neclintit credința sa creștină. Eu am primit învățătura să îndur mai bine chinurile decât, lepădându-mă de Dumnezeu, să aduc jertfă demonilor. La amenințarea repetată cu caznele, Muntanus s-a răspuns: mă bucur dacă ai să faci așa ceva ca să mă aflu și eu părtaș la patimile Domnului meu Iisus Hristos. Probus a poruncit să fie pus la chinuri numai decât și pe când îl schingiuiau cu cruzime, el îl întreabă: ce zici, Muntanus, aduce acum jertfă zeilor? Iar preotul replică senin: mă aduc jertfă prin chinurile acestea Dumnezeului meu, căruia mereu i-am jertfit.
Atunci Probus, văzând tăria și îndelunga răbdare a desăvârșitului preot, a chemat pe Maxima, soția acestuia, crezând nelegiuitul că femeia, mai slabă din fire fiind, se va înduioșa de chinurile soțului ei și îl va îndemna să jertfească zeilor. Dar, spre uimirea păgânului, Maxima preoteasa a cerut să fie și ea dusă la munci ca să se facă părtașă la patimile Mântuitorului. Uluit de curajul celor doi soți, guvernatorul glăsui tulburat: voi creștinii sunteți nebuni, nu prețuiți viața. Folosind cuvintele apostolului Pavel, preotul Montanus zice: Dumnezeu și-a ales pe cele nebune ale lumii ca să rușineze pe cei înțelepți. Guvernatorul Probus a stăruit pe lângă Montanus să jertfească, spre a nu fi chinuit și mai rău, dar acesta a consimțit: fă ce vrei, ai să vezi câtă răbdare îmi va da mie Domnul Iisus Hristos împotriva curselor tale. Probus, văzând răbdarea și stăruința preotului Montanus și a soției sale, Maxima preoteasa, în credința Domnului și Mântuitorului Hristos, a dat hotărârea aceasta: poruncesc ca Montanus și Maxima să fie aruncați în râu, fiindcă s-au arătat nesupuși poruncilor împărătești. Iar fericitul Montanus și soția sa Maxima, auzind această hotărâre de moarte, ca și cum ar fi primit un dar neprețuit, slăviră pe Dumnezeu: mulțumim ție, Doamne Iisuse Hristoase, că ne-ai dat răbdare și ne-ai găsit vrednici de mărirea cea veșnică. Și pe când slujitorii demonilor au ajuns cu ei la râul Sava, la vărsarea lui în Dunăre, și le-a legat câte o piatră de gât înainte de a arunca robului Dumnezeu, ridicându-și mâinile către cer, s-a rugat și mai fierbinte: Doamne Iisuse Hristoase, care te-ai jertfit pentru mântuirea lumii, primește sufletele robilor tăi, Montanus și Maxima, care pătimesc pentru numele tău. Sporește, Doamne, și apără turma cea credincioasă a bisericii tale din Sigidunum și prin toate văile Dunării. Cu ochii minții văd, stăpâne, cum în această latură de pământ se ridică un popor nou care cheamă numele tău cel sfânt prin biserici în limba română. Astfel nelegiuiții necară în râul Sava pe cei doi neînfricați fii ai bisericii. Valurile apelor traseră la marul moaștele lor preacinstite, iar credincioșii într-o ascuns le ridicară și păstrară trupurile lor cu scumpătate ca pe niște odoare de mare preț. În acest chip au primit cununa de martir robului Dumnezeu Sfântul Montanus, preotul bisericii din Sigidunum, împreună cu soția sa Maxima preoteasa, pe vremea păgânului stăpânitor Dioclețian și a cârmuitorului Probus, împărățind în veci Domnul Iisus Hristos. Pomenirea acestora cu laude se face, după rânduială creștină, în ziua trecerii lor, în lumea dreptilor. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Doamne ajută, prieten, să ne revedem cu bine și sănătate și la alte filmări.